În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Te adorăm, Doamne Iisuse Hristoase, aici și în toate bisericile care sunt în lumea întreagă și te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, ne-am adunat în fața Ta prezent în Preasfântul Sacrament pentru a Te ruga să rămâi veșnic viu în inimile noastre, ale tuturor, dar mai ales în inimile tinerilor din lumea întreagă și ale acelora care și-au închinat viața slujirii Tale și a aproapelui, răspunzând chemării la preoție, la viața consacrată și la căsătorie. Iisuse, suntem aici în fața Ta pentru a-Ți vorbi, pentru a Te asculta, pentru a Te iubi. Vrem, Iisuse, ca în această oră de adorație să-Ți aparținem numai Ție, lăsăm deoparte toate grijile, distracțiile, vorbele nefolositoare, bârfele. Vom privi doar la Tine, prezent în ostea consacrată, unde stai tăcut și ne aștepți. Noi îți aducem îndestulare pentru nepăsarea, răceala și uitarea de care dau dovadă atâția creștini de-ai noștri. Dorim să stăm cu Tine în această oră, o Iisuse drag, pentru a învăța să iubim cu adevărat, pentru a fi prietenii Tăi. Doamne, dorim ca razele ochilor Tăi să lumineze inimile tuturor, mai ales pe acele ale tinerilor, iar sufletele noastre sunt pline de păcate, pline de ură și de egoism, pline de amărăciune și tristețe, pline de frică. Cu greu reușim să-Ți oferim un loc important în viața noastră, în sufletul nostru, cu această lipsă de spațiu și de timp. Te rugăm, Doamne Iisuse, ajută-ne să Te iubim. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iisuse, din Preasfântul Sacrament al altarului, miluiește-ne pe noi. Oh.
Scrisoarea preasfințitului Iosif Păuleț în jurul lui Iisus și al mamei sale la Cacica. Iubiți frați și surori în Domnul, cunoaștem cu toții acel episod relatat de Evanghelii când Iisus și ucenicii săi erau înconjurați de mulți oameni care veneau și plecau, astfel încât ei nu mai aveau timp nici măcar să mănânce. Atunci Iisus a adresat celor 12 și le-a spus: veniți voi singuri într-un loc retras și odihniți-vă puțin. Iisus știa prea bine cât de importante sunt aceste momente de liniște, de odihnă, de reculegere. El însuși obișnuia des să se roage singur, departe de mulțime, pentru a se odihni în intimitatea relației sale profunde cu Tatăl. Cât de importante sunt și pentru noi aceste momente de tăcere și de reculegere. Trăim într-o societate care ne impune un ritm de viață extrem de alert. Serviciu, școală, familie, neajunsuri, preocupări și griji de tot felul. În plus, experiența din ultima perioadă a semănat în sufletele noastre multă frică, neliniște și neîncredere. Avem cu adevărat nevoie, asemenea ucenicilor lui Iisus, de puțină odihnă, de liniște și rugăciune, astfel încât să redescoperim fundamentele vieții noastre și să putem da un sens la tot ceea ce trăim și realizăm pe pământ. Să ne strângem cu toții, preoți, persoane consacrate, copii, tineri, adulți de toate vârstele, în jurul lui Iisus și al mamei sale, pentru a ne odihni puțin.
În timpul acestei ore de adorație, ne apropiem de Hristos în tăcere și reculegere interioară. Ne deschidem sufletul cu umilință și pietate, pentru ca viața noastră de credință, sufocată de ritmul timpului care zboară și de frenezia activităților zilnice, să fie regenerată, contemplând în rugăciune chipul lui Hristos, care ni se dăruiește și astăzi în Sfânta Euharistie. Îi cerem Duhului Sfânt să inunde inimile noastre cu darul umilinței și al simplității, ca să fim creștini adevărați, cărora El le-a încredințat misiunea de a transmite lumii iubirea și îndurarea Sa. Acum îi facem loc lui Hristos în inima noastră, pentru ca, refăcuți prin dragostea Sa, să putem face bine persoanelor care ne înconjoară. În chip deosebit ne oferim lui Dumnezeu cu tot elanul și disponibilitatea noastră, pentru ca în noi și prin noi El să binecuvânteze și să reverse asupra tuturor celor pe care îi întâlnim harul și darurile Sale. Suntem în prezența acelui veșnic viu, care s-a făcut hrană pentru lume. Prin Euharistie, Hristos îmbrățișează universul. În Euharistie, contemplăm măreția iubirii divine, care ne face să înțelegem toată mizeria egoismului nostru. În această bucățică de pâine se ascunde secretul iubirii fără limită. Numai aici putem descoperi acea forță pe care noi nici măcar nu putem să ne imaginăm. Forța de a iubi fără măsură, de a ne dărui în viața zilnică până la capăt. Domnul să fie cu voi. Și cu tine.
citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. Și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Cuvântul Domnului. Fraților, Sfânta Fecioară Maria, femeia care a răspuns la chemarea Domnului și a acceptat darul lui Dumnezeu devenind mama lui Iisus, este eroul omenirii. De aceea, spre dânsa ne îndreptăm rugăciunile, cerându-i mijlocirea la tronul lui Dumnezeu. Să repetăm împreună: Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Cacica. Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Cacica. Noi, copii, tineri, persoanele consacrate și toți credincioșii, venim la tine, Mama lui Hristos și Mama Bisericii, Mama credinței, a speranței și a iubirii. Venim la tine, Mama lui Dumnezeu, Mama vieții, Mama adevăratei iubiri. Dă-ne harul să ne apropiem tot mai mult de Fiul Tău, să-L punem în centrul vieții noastre și să ne lăsăm conduși de El. Să ne rugăm! Sub ocrotirea Ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Cacica. Venim la Tine, Sfântă Fecioară, în acest sanctuar al Tău și cerem de la Hristos adevărata libertate, adevărata credință, adevărata speranță. Tu, Mamă, cunoști limitele noastre, dar și toate dorințele noastre, planurile și posibilitățile noastre. Fă să facem rodnică speranța care este în noi. Să ne rugăm! Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Cacica. Purtăm în noi mari dorințe. Voim să trăim pentru Hristos. Ne adresăm ție, cea mai sigură învățătoare pe căile umane. Ajută-ne să înțelegem toate disperările. Ajută-ne să fim mai puternici decât tot ceea ce încearcă să ne asedieze. Ajută-ne să fim autentici. Vindecă-ne de păcate și infirmități. Eliberează-ne de descurajare. Ferește-ne de disprețul vieții și de tot ceea ce amenință sănătatea și viața. Să ne rugăm! Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Cacica. Ți-i încredințăm, Sfântă Fecioară, pe cei care trebuie să facă față șomajului, pe cei lipsiți de mijloacele necesare pentru a trăi decent, pe cei lipsiți de casă, pe cei înspăimântați de viitor. Să ne rugăm! Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Cacica. Îți încredințăm ție, Mamă, familiile tinere și pe cei care s-au consacrat slujirii Fiului Tău. Ție, Mamă, îți încredințăm vocația fiecărui om și mai ales a fiecărui tânăr aici prezent. Fă ca viața fiecăruia dintre noi să aducă roade născute din Evanghelie. Să ne rugăm!
Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Căcica. Ți încredințăm, Sfântă Marie, și pe cei care ar dori să fie prezenți aici și nu au putut veni. Ți încredințăm pe medicii și lucrătorii sanitari care îngrijesc pe cei bolnavi în spitale, precum și toate persoanele care, în locuințele lor, au grijă de cei răpuși de diferitele boli. Dă-le putere și curaj, răbdare și iubire dezinteresată. Susține în dificultățile pe care le întâmpină zi de zi. Să ne rugăm! Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Fecioară de la Căcica. Să păstrăm un moment de tăcere în care fiecare dintre noi să ofere lui Iisus toate rugăciunile, nevoile personale, familiare, ale celor dragi de acasă. Să spunem împreună, sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ferește-ne de orice pericol, Fecioară slăvită și binecuvântată. Din mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc pentru Ziua Mondială a Tineretului. Apariția neașteptată a Îngerului și salutul său misterios, Bucură-te, o plină de hară, Domnul este cu tine, au provocat o puternică tulburare în Maria, surprinsă de această primă revelare a identității sale și a vocației sale încă necunoscute de ea. Maria, ca alte personaje din Sfintele Scripturii, tremură în fața misterului chemării lui Dumnezeu, care într-un moment o pune în fața imensității propriului plan și o face să simtă toată micimea sa de creatură umilă. Îngerul, citind în adâncul inimii sale, îi spune: Nu te teme. Dumnezeu citește și în interiorul nostru. El cunoaște bine provocările pe care trebuie să le înfruntăm în viață, mai ales când suntem în fața alegerilor fundamentale
de care depinde ceea ce vom fi și ceea ce vom face în această lume. Este fiorul pe care îl simțim în fața deciziilor cu privire la viitorul nostru, cu privire la starea noastră de viață, cu privire la vocația noastră. În aceste momente rămânem tulburați și suntem cuprinși de atâtea temeri. Voi, tinerii, ce frici aveți? Ce anume vă preocupă mai mult în profunzime? O frică de substrat, care există în mulți dintre voi, este aceea de a nu fi iubiți, voiți, de a nu fi acceptați pentru ceea ce sunteți. Astăzi, sunt mulți tinerii care au senzația că trebuie să fie diferiți de ceea ce sunt în realitate, în tentativa de a se adapta standardelor adesea artificiale și de nedobândit. Fac continue retușuri fotografice ale propriilor imagini, ascunzându-se în spatele măștilor și identităților false, devenind ei înșiși aproape un fals. Există în mulți obsesia de a primi cel mai mare număr posibil de like-uri. Și din acest sentiment de nepotrivire apar atâtea frici și incertitudini. Alții se tem că nu reușesc să găsească o siguranță afectivă și rămân singuri. În mulți, în fața precarietății muncii, intră frica de a nu reuși să găsească o afirmare profesională satisfăcătoare, de a nu vedea realizate propriile vise. Sunt temeri foarte prezente astăzi în mulți tineri, atât credincioși cât și necredincioși. Și chiar cei care au primit darul credinței și caută cu seriozitate propria vocație, nu sunt desigur scutiți de temeri. Unii gândesc, poate că Dumnezeu îmi cere sau îmi va cere prea mult. Poate că, parcurgând drumul pe care mi-l indică El, nu voi fi fericit cu adevărat sau nu voi fi la înălțimea a ceea ce îmi cere. Alții se întreabă, dacă urmez calea pe care Dumnezeu mi-o arată, cine îmi garantează că voi reuși să o parcurg până la capăt? Mă voi descuraja? Voi pierde entuziasmul? Voi fi capabil să perseverez toată viața? Nu te pot afla.
În momentele în care îndoiele și frici se îngrămădesc în inima noastră, devine necesar discernământul. El ne permite să punem ordine în învălmășeala gândurilor și sentimentelor noastre pentru a acționa în mod corect și prudent. În acest proces, primul pas pentru a depăși fricile este acela de a le identifica în mod clar, pentru a nu ajunge să se piardă timp și energii, fiind pradă a fantomelor fără față și fără consistență. Pentru aceasta vă invit pe toți să vă priviți înăuntru și să dați un nume fricilor voastre. Întrebați-vă, astăzi, în situația concretă pe care o trăiesc, ce anume mă neliniștește? De ce anume mă tem mai mult? Ce anume mă blochează și mă împiedică să merg înainte? Pentru ce nu am curajul să fac alegerile importante pe care ar trebui să le fac? Nu vă fie teamă să priviți cu onestitate la fricile voastre, să le recunoașteți așa cum sunt și să vă confruntați cu ele. Biblia nu neagă sentimentul uman al fricii, nici multele motive care pot să o provoace. Lui Abraham i-a fost frică, lui Iacob i-a fost frică, și tot așa și lui Moise, lui Petru și apostolilor. Iisus însuși, deși la un nivel incomparabil, a simțit frică și angoasă. De ce sunteți fricoși? Încă nu aveți credință? Această solicitare a lui Iisus, adresată discipolilor, ne face să înțelegem cum, adesea, obstacolul în calea credinței nu este necredința, ci frica. Munca de discernământ, în acest sens, după ce a identificat fricile noastre, trebuie să ne ajute să le depășim, deschizându-ne la viață și înfruntând cu seninătate provocările pe care ea ni le prezintă. Pentru noi creștinii, în mod deosebit, frica nu trebuie să aibă niciodată ultimul cuvânt, ci să fie ocazia pentru a face un act de credință în Dumnezeu, precum și în viață. Asta înseamnă a crede în bunătatea fundamentală a existenței pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, a avea încredere că El conduce la un bun sfârșit și prin circumstanțe și vicisitudini adesea misterioase pentru noi. În schimb, dacă alimentăm fricile, vom tinde să ne închidem în noi înșine, să ne baricadăm pentru a ne apăra de tot și de toți, rămânând parcă paralizați. Trebuie reacționat, să nu ne închidem niciodată. În Sfintele Scripturi găsim de 365 de ori expresia "nu vă temeți", cu toate variantele sale. Ca și cum ar spune că în fiecare zi din an Domnul ne vrea liberi de frică.
din certitudinea că harul lui Dumnezeu este cu noi, provine forța de a avea curaj în prezent. Curaj pentru a duce înainte ceea ce Dumnezeu ne cere aici și acum, în orice domeniu al vieții noastre. Curaj pentru a îmbrățișa vocația pe care Dumnezeu ne-o arată. Curaj pentru a trăi credința noastră fără a o ascunde sau a diminua. Da, când ne deschidem la harul lui Dumnezeu, imposibilul devine realitate. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? Harul lui Dumnezeu atinge ziua de azi a vieții noastre. Vă cuprinde așa cum sunteți, cu toate temerile și limitele voastre, dar revelează și planurile minunate ale lui Dumnezeu. Marie, slujitoarea umilă a celui preanalt, Fiul pe care l-ai născut te-a făcut slujitoare a omenirii. Viața ta a fost o slujire umilă și generoasă. Ai fost slujitoarea cuvântului atunci când îngerul ți-a vestit planul divin al mântuirii. Ai fost slujitoarea Fiului, dându-i viața și rămânând deschisă față de misterul său. Ai fost slujitoarea răscumpărării, stând cu mult curaj la picioarele crucii, alături de slujitorul și mielul suferind, care se jertfea pentru iubirea noastră. Ai fost slujitoarea bisericii în ziua de Rusalii și cu mijlocirea ta continui să o naști în fiecare credincios și în aceste timpuri ale noastre grele și zbuciumate. Spre tine, tânără fiica Israelului, care ai cunoscut tulburarea inimii tinere în fața propunerii celui veșnic, să privească încrezători tinerii din mileniul al treilea. Fă-i capabili să primească invitația fiului tău de a face din viață un dar total pentru gloria lui Dumnezeu. Fă-i să înțeleagă că slujirea lui Dumnezeu îndestulează inima și că numai în slujirea lui Dumnezeu și a împărăției sale se realizează conform planului divin, iar viața devine imn de slavă adus prea Sfintei Treimi. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne să repornim de la Tine, ajută-ne să ne întâlnim cu adevărat cu Tine, viața cea adevărată, și să ne lăsăm vindecați de iubirea Ta. Fă-ne să nu ne lăsăm stăpâniți de frică și nesiguranță, dar să mergem pe urmele Tale, lăsându-ne ghidați de Tine. Ajută-ne să ne convingem că nu există nicio situație, eveniment sau experiență în care Tu să nu fii prezent și să nu oferi ajutorul Tău. Ajută-ne să Te urmăm chiar și atunci când acest lucru nu ne este prea comod sau chiar dacă ne costă. Ajută-ne să ne poziționăm mereu în spatele Tău,
Să nu-ți cerem ca Tu să ne urmezi pe noi sau să pretindem ca Tu să faci ceea ce voim noi. Dă-ne harul să ne punem toată încrederea în Tine și să Te mărturisim în mod convingător, nu doar cu limba, ci mai ales cu viața noastră. Amin. Toți să adorăm fierbinte, Marea taină din altar, jertfa cea de închinare și se laudă și când Fiul lui fără cercetare slavă în cer și pe pământ dat lor pâine cerească. Având în sine orice plăcere. Să ne rugăm, Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat, memorialul morții și învierii Tale, dă-ne, Te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui Tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării Tale, Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Amin.